Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi jucăm din nou Ultimate Team. A trecut ceva vreme de când am mai jucat, însă eu m-am jucat off-camera și am reușit deja să upgradez echipa. După cum vedeți, l-avem acolo D91 Martinez, Cafu în dreapta D91, Evolotul McAllister, însă și Timo Werner de 89 în stânga. E bine, pe Cannavaro nu l-am mai folosit, Cannavaro mi se pare un SBC făcut degeaba. Însă asta este, Van Dijk până la urmă l-am băgat înapoi, nu știu, nu... Nu e ce trebuie, Cannavaro, e prea scund. Dar vreau să spuneți în comentarii ce prea aveți de această echipă. Eu mai aș vedea câteva upgrade-uri. Următorul jucător care aș vrea să-l schimb ar fi Stoichkov. Mi se pare un jucător care e bun, dar se poate mai bine. Se poate mult mai bine. Însă la mine în echipă Stoichkov a livrat destul de mult. A livrat 297 de goluri în sau ca fără la fața. Însă am luat decizia să-l folosesc pe Martinez, deoarece știu că are meci contra cei de la Atletico Madrid și cred că o să treacă peste ei, o să-i înfrângă și o să aducă lui Martinez un overall în plus. E bine, în videoclipul de azi, cum ați văzut și titlul, o să jucăm la Food Champs la Weekend League și o să deschidem și câteva pachete. Am aici pregătite pentru voi câteva pachete destul de interesante, plus ce mai luăm de la Weekend League, plus ce mai vreau să mai fac. Însă vreau să vă mărturisesc că nu sunt foarte bun la jocul ăsta. Am 6-1, am un singur win și 6 loseri. N-o să jucăm pe tot, am jucat și eu câteva, însă m-am desucat groaznic. Dar am decis să filmez totuși ce pică, pentru că am avut și pachete puse pe dreapta acolo, ați văzut? Și am zis, haide să vedem ce putem să facem. Mai ales că nu am filmat până acum un Weekend League și vreau să vedeți ce voi am de ce jucători dau. E bine, dacă sunteți curioși, eu am diferite formații aici pe care le schimb în tipul meciului, însă cea mai utilizată, să zic de mine, este această formație 4-4-2, care mi se pare foarte, foarte bună. Puteți să luați aici toate astea de vă trebuie. Instrucție la toți, atacanții au aceeași chestie, mijlocașii aceeași chestie, right mid cu left mid la fel au aceeași chestie, right back cu left back la fel, mijlocașii sunt default și portarul default. Mie mi se pare o tactică destul de bună, însă și această defensiv 4-4-2 mi se pare foarte bună. În caz că vreți să intrăm în chestii genul tactic și ce vă recomand eu să folosiți, scrieți-mi în secțiunea în comentarii și poate facem un videoclip separat pentru chestia asta. De asemenea, la fel pentru jucători, în caz că doriți videoclipuri pentru anumiti jucători, ce părere am eu despre ei, nu e prea să-i folosesc pentru că nu pot să-i fac pe toți, însă să vorbim acolo, să discutăm despre ce ar trebui, dacă merită sau nu, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. E bine, haideți să-i dăm drumul și să vedem ce putem să facem în primul meci. Ok, haideți să vedem ce echipă are, sunt chiar curios. Doar să vedeți cu ce echipă mă dă pe mine. Ok, Courtois, Maldinis, ok, Gerard, ok, Morgan, Ribery, ok, și Sawa. E bine, schimbăm pe tactică și începem meciul. Ce fault acolo, fault foarte puternic. Scapă! No, pe bune, ce șut a fost ăla, biatis mingea și a dat așa de bine. Ok, încă o fază, mă mir că am apărat acolo. Da, nu e bine. Da, mă, cum reușește? Bun, acolo fază, haide. Și nu reușesc. Ah. Da, ne mai luăm încă un gol aici. Da, 3-0. Da, ies la 3-0. Da, e, bă, cum a zis, e foarte greu și foarte frustrant cum pierd, însă totuși o să încercăm, poate facem win. Hai să vedem al doilea meci. Vedem dacă reușim să câștigăm pe aceasta. Na, bă, cum scapă, mă? Nu pot să cred, Garincha de 92, încă un gol ne luăm, hai, mă, pe bune. Haide, mă, se poate, shoot, și bine, mă, reușim, bine. 1-1, băieți. Bine acolo, pasă înapoi, fake, șutează și reușim aici, mă, bine, mă, 2-1, let's go. Bă, imposibil așa ceva. Bă, nimeni nu poate să-l oprească pe Emilio Butragueño. Bă, aolo. Bine, aici scăpăm cu Martinez. Hai, Martinez. Bun, la Stoichkov. Stoichkov. Shoot. Și reușim, mă. Bine, mă, Atenea. 3-2. Let's go. Haide, mă. Nu te cred, mă. Bă, cum, mă, pe ce pas a prins? Ah, 3-3, mă. Nu pot să cred, iar un atac de-al lor. Preștel, a tras în ăla lui. Hai, Martinez, du-te, Martinez! Hai, mă, du-te, cum a apărat, mă. Haide, corner. Și! Haide, mă, Van der Sar, mă. Vine acolo, nu reușesc, bă. Am cât aproape. No. Hai, mă, nu reușim. Preștel, bine. Nu, bine, a dat tras pe lângă. Garincha, pasă bună. Și bine acolo, bine, Loris, bravo.
Hai să vedem acum, pe verde, reușim, mă, reușim, minutul 88, bravo, mă. Bine, mă, Atenea reușește să face 4-3, minutul 88, pe verde, let's go, mă. E bine, a ieșit, reușim să câștigăm și noi măcar o meci. Avem două meciuri câștigate, obiectivul meu este să ajung la 6, cam asta e obiectivul. O să vedem dacă o să reușim totuși. E bine, intrăm în cel de-al treilea meci, cred că. Hai să vedem ce echipă are acest jucător. Ok, Donnarumma, ok, Gullit, Cristiano Ronaldo în atac, Shevchenko și Rafael Leao, echipă foarte, foarte bună. Oh, destul de periculos faultul. Hai să vedem, avem ocazia aici. Hai să vedem, o să tragi la poartă, să vedem dacă reușim. Ok, destul de multă putere. Hai să vedem, da, nu reușim, trebuia mai multă putere. Ok, Cristiano. Ok, bine că l-a căzut, altfel era penalti. Hai acolo, haide. Finalizează, bine mă. 1-0, let's go. Oh, nu, Cristiano Ronaldo șutează, însă apără Loris, bravo Loris. Bine, bine acolo. O greșeală de-a lor. Hai să vedem. Pe verde, reușim! Ce bară gol! Oh, ce golazo! Martinez, ce bombeu a dat acolo. Bine acolo, a scăpat Martinez. Hai să vedem, bine acolo. La Atenea, bine acolo, însă, opa, este penalty, clar. Hai să vedem dacă reușim să înscriem cu Stoichkov. Da, reușim să scriem cu Stoichkov acolo, facem 3-0. Ok, scapă aici Ronaldo. Hai să vedem dacă putem să-l oprim. Ronaldo din nou, însă apro acolo Loris. Bine acolo. Stoichkov! Bine, mă, Stoichkov. 4-0. Ar trebui să iasă acum. Ok, și aparent iese. Câștigăm și al doilea meci din acest videoclip. Câștigăm, de fapt, două meciuri. Mai avem nevoie de minim 3 win-uri ca să ajungem la obiectiv, însă poate reușim mai multe să câștigăm. Bine, intrăm și în cel de-al 4-lea sau 5-lea meci, nu mai știu, nu le-am ținut minte, însă hai să vedem ce reușim să facem în acest meci. Bine acolo, pleacă Stoichkov, ce bine a plecat Stoichkov. Haideți să vedem, pe verde însă pe lângă poartă. Na, nu acolo vream, însă ieșim aici mingea să o luăm. Și bine acolo însă nu reușim, bă, parcă n-are finishatul la plasmă. Haide mă, și reușim mă, bine mă Van Dijk mă din corner. Bravo Van Dijk mă. Bine acolo, Stoichkov, bară, pe bune, haide mă. Și da, 2-0, reușim să facem, mai desfânt dacă va ieși, poate. Ok, se pare că încă mai joacă. Hai să vedem acum, ce bun finez, bine mă, Pina mă. Claudia Pina înscrie, 3-0 face, bravo. Ok, și aparent iese, ne dă win-ul, reușim aici să câștigăm cu 3-0. Intrăm în următorul meci, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm și acest meci, însă văd Eusebio și nu-mi place deloc. Bine, trecem bine acolo, trecem bine, pasa este bună și finalizarea, apă portarul, pe bune, mă. Bine acolo, Martinez, bine mă, reușim, Stoichkov marchează, 1-0. Bine acolo, Pina nu reușește, ah, cât aproape. Bine acolo. Pasa este bună și pe verde însă pe lângă poartă, nu pot să cred. Ah. Și Atenea, n-avea cum să rateze, mă, bine, mă, 2-0. Și se pare că se reușim să câștigăm din nou. E bine, intrăm în următorul meci, haideți să vedem aici ce echipă are acest Donnarumma. Militao, Mendy, Butaghini, ok, Mbappe, Rodrigo, ok, Mbappe ăla va fi periculos. Vin acolo și nu reușim, mă, apără Donnarumma. Nu pot să cred, era graj la portarul meu, pe bune, mă, albă, fă. Du-te, Martinez, du-te. Du-te, Martinez. Bine, pasa Stoichkov, n-avea cum să ateze, let's go. Bine, acolo, bară, nu pot să cred, hai, mă, pe bune. Doamne. Bine, acolo, scapă Stoichkov. Scapă Stoichkov, însă, pe lângă poartă. Bă, cum reușiți, mă, să trec pe lângă poartă? Nu reușim să-l oprim pe Mbappe. Nu reușim, însă apar acolo Loris. Cât de bine a apărat, bravo Loris. Hai să vedem și cât de bine, însă nu înscriem foarte aproape. Și reușim acolo să înscriem. Bine mă, Lautaro Martinez, minutul 89, wow. E bine, reușim să câștigăm și acest match și
cu acest match facem 6 win-uri. E bine, pentru că oricum este foarte târziu la mine, este 2:30 dimineața. Mie cam puțin somn, însă vreau să termin acest episod pentru că chiar îmi place. Avem foarte multe pecuri, să vedeți că avem foarte, foarte multe pecuri frumoase. Avem 6 win-uri, asta înseamnă că avem asigurat acest loc, ceea ce eu zic că e destul ok. Nu cred că reușeam oricum să ajungem până aici, dar cine știe, poate că reușeam până la urmă. Însă eu o să păstrez 6 win-uri, nu prea mă interesează foarte mult. Weekend league-ul oricum este mereu greu pentru mine. Uneori mai descurc, uneori nu mai descurc, însă la început când am intrat era 1-7, adică aveam 7 loseri și acum avem 8 loseri și 6 win-uri. Am câștigat foarte multe în acest episod, așa că restul o să le donez, cum nu fac toți oamenii, da? Și acum în comentarii mă jurați, bă, nu dona că sunt meciuri. Așa frumos, niciunul donează. E bine, eu sunt bun și o să donez 6 meciuri. Ei bine, băieți, avem o surpriză pentru că am s-a mai întâmplat ceva. E bine, acestea sunt pachetele pe care le luăm. Avem un 85 rare gold pack, un ultimate pack, un rare player pack, 1250 de qualification points, 1150 de XP și 25.000 de coins plus 2 picuri. E bine, picurile astea le vom deschide mai târziu. E bine, ce s-a întâmplat a fost că am intrat ca să donez meciuri și el a început prima oară mingea și mi-a donat mie meciul și am câștigat toată. Apoi la trei meci, ce să vezi, exact același lucru. Deci nu era aceeași persoană, dar exact același lucru. El a început, mi-a donat meciul. Și mai aveam 2 meciuri câștigate și mai întrebea încă una, așa că am mai jucat încă unul, am reușit să câștig și restul l-am donat. Adică n-am fost. Mi-a donat cineva 2 sau 2 oameni 2, am donat și eu 2. Și am reușit să ajung la 45 de puncte până la urmă. Deci eu zic că e destul ok, 9 winneri. E bine, avem foarte multe pachete. Însă, înainte de pachetele alea, am aici o alegere de făcut între 1 din 3, 87 plus Future Stars, din Team 1 sau Team 2. Eu, sincer, nu vreau să merg pe player pick. Știu că poate să pice ceva foarte, foarte bine. Vreau să merg însă pe pachet, pentru că pachetul mi se pare mai bun, adică mai profitabil. Avem un 85 plus ori 7, adică pe une ori 7, eu zic că e destul ok. Dăm un 85 ori 7 și să vedem, poate ne pică ceva nou interesant. E bine, haideți să începem cu aceste două player pick-uri de 84 plus 1 din 3. Haideți să vedem la primul și avem ceva special aici, însă avem un inform. Sincer, o să iau informul pentru că avem nevoie la un SPC. Hai să ne urmăm următorul, primul a fost foarte bun, al doilea este bun și el, un 87, este bine primit. Avem 15 pachete foarte bune și pe chiar mai vreau să mai fac, aveam aici un pachet interesant, dar de ce arată ca ăla de Team of the Year? Hai să schimbăm astea două pachete slabe și să vedem cine pică. Ok, Croația, goalkeeper, Livakovic? Cred că Livakovic. Hai să vedem, da, Livakovic. Iar în spate nimic, interesant. Vine următorul pachet care este identic, hai să vedem, poate pică ceva de aici, Germania, left back, cine? Cine e fată, ok. Este Simon de 82. Iar în spate tot la fel nimic interesant. Hai să vedem un 81 plus ori 2 ce ne pică din acest pachet. Hai să vedem și, ok, Portugalia, right mid, Otavio? Cred că Otavio, nu? Da, Otavio de cât e el? 83? 82. Mai departe, hai să vedem un 75 ori 5 ce caută asta aici. Dar hai să vedem, poate ne pică cea bun. Un Ericsson, da, Ericsson de la Manchester United. Iar în spate nimic interesant. Hai să vedem și pachetul ăsta, 3 double, un rare player spec, 3 double. Ia să vedem ce pică din acest pachet. În Brazilia, GB, Chelsea, este Thiago Silva, nu? De 84. Da, hai să vedem în spate, poate este ceva bun. Ok, Sterling, ok, mulți 84, foarte mult și 3 de ball, o să-i băgăm aici, adică o să-i băgăm pe toți. Mai departe avem un ultimate pack, 3 de ball, haideți să vedem ce pic gen de acesta. Ok, este un fantasy, argentinian striker, what? Cine este? Milan? Ok, este Martinez, ok, și în spate, hai să vedem cine este în spate, Pedro Porro, oh, interesant, Pedro Porro, nu știu așa că e foarte bun, hai să vedem cât costă Pedro Porro. Ok, și uniform, oh, e 3 de ball, acum mi-a dat seama, am uitat că e 3 de ball, avem și uniform, wow. Ok, un pachet foarte bun. Dați-vă doar așa, 84, 85, 86, 87, 3 double. Ok, haideți să vedem cât e Pedro Porro. Pedro Porro este 20 de ca. Ah, și-o m-a agitase degeaba. O să-i băgăm aici să-i vindem pe toți jucătorii aceștia. Însă la acest form, hai să pun și pe market. Ok, următorul pachet este un 85 plus rare gold break. Un singur jucător, haideți să vedem. Însă este 3 double, come on. Ok, Spania, KB, ok, Barcelona, este fată. Categoric și este Paredes, care este de 88. Bine, Spines, 3 double de 88, tot la fel, o băgăm sus acolo. Mai departe, haideți să vedem un 80 plus ori 10, haideți să vedem, poate aici avem noroc, poate pică ceva, ok, Serbia, KM, de la Hilal, ok, este Milinkovic Savic de 86, ah, putea să fie ceva în spate, însă nu este nimic în spate. Ok, mai departe, un 82 plus ori 2, haideți să vedem aici ce pică.
Croația, KM, Modric? Modric, de 87, ok, interesant. Asta e, mă, în spate poate pică ceva. Ok, este ceva în spate, ok, 2 walkouts. Din 82, ori 2, 2 walkouts. KDB, wow! KDB, pe bune? Dar uitați-vă la pachetul ăsta. Sunt absolut 2 jucători. Mi-a dat bine la dat pe KDB și pe Modric. Wow. E bine, la bogata specie pe KDB, haide, tenem din 85 plus un singur jucător german, goalkeeper. De la Barcelona este Ter Stegen de 89? De 89, pum, parcă era. Hai să vedem, 89, zic eu. Da, ok, perfect, bravo, bravo. Bun, mă, ne pică bine. Mai departe, haideți să vedem un 84 plus. Din ăsta poare ce poate să pice Germania. Right mid, Sané sau Gnabry, cred că e, nu? Gnabry, 84, da. Mai departe, haideți să vedem un 83 plus ori 3 ce pică. Ok, Germania, striker, Pop. Cred că este Pop, nu? Ar trebui să fie Pop. Ok, Pop de 88. Și în spate, ok, nu este nimic în spate. Este singura workout, însă o mai am deja pe Pop. E bine, haideți să vedem un 84 plus ori 2. Ok, Brazilia, KB, Chelsea este din nou Thiago. Ok, hai să vedem în spate ce este. Este Müller, interesant. Mai departe avem un 84 ori 5. Haideți să vedem din pachetul acesta ce pică. Ia să vedem, avem o Helvetia, goalkeeper este Kobel. Da, este Kobel. Ah, trebuie să las dacă se văd dacă e double. Dar în spate avem o Renard. Ok, Pedri și Cancelo. Foarte, foarte bine. Mai departe un 84 ori 4 84 plus 4. Haideți să vedem Anglia, KB, Tomori. Oh, nu, City, este Stones, nu? Este Stones. Da, este Stones de 85. Mai departe un 84 ori 5. Haideți să vedem de acest pachet ce poate să pice. Avem, ok, ok, avem Odegaard. Ok, Norvegia, cam Odegaard. În spate, iar l-am lăsat în spate, să vedem ce pică. Oh, Ruben Dias, Ruben Dias. Și aparent îl avem pe Odegaard deja și pe Thiago Silva. E bine, haideți să vedem și ultimul pachet pe care îl avem, un 85 plus ori 7. Haideți să vedem de acest pachet ce pică și... Avem Brazilia, goalkeeper, avem Alisson, ok. Iar Alisson sau Ederson oricum, de 89 și în spate, animația lungă. Hai să vedem în spate ce primim. Primim un, ok, un Casemiro de 89, foarte, foarte bine, 2.89 și în spate. Hai să vedem și în spate, niciun albastru, din păcate, Joao Cancelo și Modric în spate. E bine, cam asta a fost episodul de azi. Dacă a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați subscris pentru a vedea o creștere a canalului și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări și a fi la curent cu tot ce postez. Vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Andrei Albait, vă obat, pa, pa!